Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În marea comunitate a impostorilor care activează sistemul public din Republica Fantastică România, cazul doamnei de azi, care a fost în mod ilegal șef de spital timp de 4 ani, ocupă un loc aparte. Am vorbit de multe ori aici despre sinecuriștii fără strop de pricepere sau calificare care sunt numiți în diverse posturi de conducere doar pe baza pilelor politice sau ca beneficiari ai unor rețele de trafic de influență, de fapt. Apoi stau în funcțiile astea cât pot, parazitând nu doar fluxurile de bani publici. Asta e o problemă, ci și lanțurile de decizie. Asta e o problemă mai profundă, cu efecte îndelungate mai puternice, pentru că din moment ce nu se pricep, nici nu pot conduce eficient, ba chiar din potrivă, mai mult strică și în felul ăsta descurajează oamenii cu adevărat buni din sistem, care devin și ei, lasă-mă să te las în funcție, dacă șeful este în halul ăsta, dacă e un dobitoc, domnule, în felul ăsta, pus politic, nu se pricepe la nimic și mai mult strică și nu înțelege și îi spun, ce rost are să mă mai străduiesc eu? Bun, să venim la cazul concret al doamnei Simona Mihaela Cremene, care a demisionat recent din funcția de director administrativ al Spitalului Județean Baia Mare. Doamna Cremene a primit funcția aceasta în urmă cu 4 ani, printr-o delegare decisă de șeful spitalului. Dacă vă întrebați, da, șefii spitalelor din subordinea consiliilor județene sunt numiți politic, adică actualul director e un domn care a fost numit direct de președintele Consiliului Județean, mă rog, printr-o decizie a Consiliului Județean și care anterior mai fusese și consilier local PNL și președintele filialei PNL din oraș. Deci, intri la partid, dacă te descurci, poate ajungi șef la spitalul județean, al județului. Important e cum te descurci la partid. Revenind la doamna Cremene, dânsa, care este și consilier județean acum, lucra la Spitalul Județean din 2010, la serviciu administrativ. S-a angajat acolo la serviciu administrativ. Au trecut ani, în 2018 a fost numită cu delegație, în funcția de director, cum spuneam. Iar în 2020 s-a prezentat la concursul pentru ocuparea definitivă a acestui post. Și, mă rog, s-a organizat acolo concursul cu cererile care sunt la astfel de, în astfel de situații. A adus diploma de licență în economie management, un examen luat potrivit diplomei cu nota 9,26. 9, era zic 9,26 de minute. 9,26. Diploma era o copie Xerox. Da, na. Adică secretara Comisiei de Examinare, altfel șefa de la Resurse Umane din spital, a zis că merge și așa. Punem o copie Xerox, ce contează, să aduci originalul, dragă. Eu a zis, sigur că da, o să aduc originalul, nu s-a mai întâmplat niciodată. Și doamna Cremene a fost singura candidată și a câștigat, slavă cerului că a reușit să câștige totuși, fiind singura candidată, că am mai văzut cazuri de candidați care au primit subiectele în plic, mă înțelegi, săptămâna trecută sau cu două săptămâni. Ministrul Agriculturii a făcut 11 de ăsta și ăla, Loaza, n-a fost în stare nici cu subiectele primite să ia examen. Deci, doamna Cremene a fost singura candidată, a câștigat, s-a făcut șefă. După un timp însă cineva a observat că ceva nu e în regulă cu diploma respectivă, s-au făcut unele cercetări și a rezultat că diploma doamnei Cremene era de fapt a unui domn care absolvise într-adevăr facultatea respectivă, da, ca în, la Radio Erevan, dar nu cu 26, ci cu 7-26. Nu cu 9-26. Nu cu 9-26, ci cu 7-26. Și doamna Cremene a modificat din pix și nota la probele, la proba cunoștințe generale și de specialitate, unde și-a pus 9-20 în loc de 5-20. Nu cred, mă. Îi plăcea mult nota 9. Deci dânsa și-a contrafăcut diploma. A făcut rost de diploma unui domn. Dar nu s-a mulțumit. A zis, ce mi-a luat, mă, tântălă, mă fac de râs. Da. Eu sunt de 5. Exact. Fă nou! Da, îi plăcea nota 9. Asta e și aranja și poza un pic, că diploma era unui domn. Deci vă spun, Radio Erevan. Diploma de licență a doamnei Cremene nu era al doamnei Cremene, era unui domn și nu era 9-26, ci 7-26 și nu era 9-20, ci 5-20 și poza oricum era domnului. Mă întreb dacă a șters mustața sau poate cine știe, domn, nu că n-am văzut cum arată doamna Cremene. Plete cu care eu cuștindele. Da, înțeleg că a lucrat ceva pe calculator, a făcut în Photoshop. Mă rog. Și procurorii au intrat pe fir, au început să cerceteze, au descoperit șmecheria cu diploma respectivă și s-au dus să-l întrebe pe ăsta. Măi, nene, ce e? Ăsta surprins, adică nu știe cine este doamna asta, Simona Cremene, s-a dus acasă și a vorbit cu nevasta. Și după aia a venit la procuror și a zis că, în urma discuțiilor purtate în familie, a aflat că diploma lui ajunsese în mâna Simonei Cremene prin intermediul cumnatei sale, care lucra ca medic la spitalul din Baia Mare.
Deci soția cu sora au vorbit și... Cum se face, mă? Da, aveți mă pe acasă vreo diplomă de da. Ce era asta? Da, eu mă întreb. Era diplomă în economie, management. Da, aveți mă vreuna vreo... Vreun soț, neam, verișor, da. Nu contează, fată, băiat, diplomă să... Da. Hai că găsim. Eu mă întreb place cum se ajută oamenii, să știe de-a plăcea. Cum au avut loc discuțiile în familie. În urma discuțiilor purtate în familie a aflat. Sunt curios cum au fost discuțiile respective. Iată ce mai scrie Libertatea, care, mă rog, a tratat cazul. Citez, audiată, femeia, adică soția domnului diplomatul, știi? Femeia a povestit că în urmă cu 2 ani, aflând că are un cumnat, ba nu, scuze, deci doamna Cremene, aflând că are un cumnat licențiat în management, deci ea, cumnatul are management, dragă. Simona Cremene a rugat-o pe sorsa să-i prezinte diploma acestuia, cu pretextul că nu-și amintește ce materie a făcut. Ia. Arată și mie, dragă, diploma puțin, că eu nu mai știu ce materie am făcut eu, să văd și eu în diploma. Gata, dragă, ți-aduc diploma. Și i-a adus diploma, a plecat cu ea și a lucrat-o frumos, Photoshop, chestii, nu știu ce. Și a modificat și notele, că și așa a aflat. Ia uite-mă cumnatul ce luază. Voia presa, că 5-20. E manager cu nota 5. Da, vai de capul nostru. A fost arestată și a recunoscut vinovăția, mă rog, proces, chestii, prima instanță, a dat înapoi banii încasați ilegal, un sfert de milion de lei în ultimii 2 ani. Că se consideră că ceilalți 2 ani, cât a fost numită cu delegație, acolo nu era, adică n-avea nevoie de diplomă, că era cu delegație, înțelegeți? Care, chestie care ne duce la celălalt mod de operare al sistemului de impostură politică și managerială din România. Că se fac numiri cu delegație. Și ăla care e numit cu delegație, odată că nu trebuie să îndeplinească toate condițiile, adică nu are diplomă de management, dar nu e cu delegație temporar, și doi, total dependent de ăla care îl numește. Adică șeful, și el pus politic, în cine știe ce structură, numește pe altul cu delegație. În cazul în care e mișcat în front, pac, te-a dat afară. Te-a lăsat fără, înțelegi? Te întorci de unde ai venit. Da. Și asta e adevărat. Nimeni nu-i dat afară, mă, Vlad. Da, corect. Deci doamna a dat înapoi un sfert de milion de lei încasați în ultimii 2 ani. Deci în 4 ani, jumătate de milion de lei. A luat o pedeapsă de 3 ani cu suspendare, un termen de supraveghere de 4 ani, dar nu a demisionat din funcția de consilier județean. Aia, de ce să demisioneze? În fond, care este problema? De ce ar fi demisionat? E condamnată pentru șelăciune. Unde e contradicția aici? Adică ce e vreun conflict de interese? E consilier județean și condamnat pentru șelăciune. Vedeți vreo problemă aici? E șelăciune la spital, nu la consiliul județean. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.